Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm astăzi despre un business care însă are legătură cu viața noastră, pentru că vorbim despre securitatea personală, despre securitatea companiei, despre securitatea angajaților pe care o firmă îi poate avea. Vorbim în general despre cât de sigură este viața de zi cu zi și cum putem să o facem mai, mai sigură, dacă mă pot exprima așa. Invitații acestei ediții sunt domnul Alexandru Mateiciuc, este membru în Comitetul Director și Vicepreședinte al Asociației Română pentru Tehnică de Securitate. Bună ziua, domnule Mateiciuc! Bună ziua și bine v-am găsit! Alături de noi se află și domnul Cristian Șoricuț, este membru în Comitetul Director al RTS, Asociația Română pentru Tehnică de Securitate. Bună ziua, domnule Șoricuț! Bună ziua, îmi pare bine să ne reîntâlnim. Vă mulțumesc pentru prezență. V-aș ruga, domnule Cristian Șoricuț, să plecăm un pic de la a explica unde ne aflăm acum cu zona aceasta de securitate, cum o numim. Vedem schimbări pe toate planurile în viața noastră, și la nivel global, și în viața personală. Din acest punct de vedere, conceptul de securitate unde se află și cum a evoluat în ultimii ani? Păi, dacă ar fi să facem, să spunem, o scurtă frescă a domeniului observăm niște mutații importante. Deci, cele mai importante, să zicem, cei mai importanti factori care au afectat domeniul și afectează în continuare, a fost, evident, criza epidemiologică, deci COVID-ul, care, prin lockdown-uri, prin distanțarea socială și asta, a impus un alt regim de viață. Efectele economice se știu foarte bine, care au dus la criza semiconductorilor, lockdown în China și așa mai departe. În afară de astea, avem un efect major al uh, războiului din Ucraina, care afectează materiile prime, atât din Rusia cât și din Ucraina. Situația incertă politică cu China, relația economică cu China, iarăși ridică mari probleme și lockdown-urile din China au afectat producția, au afectat transporturile și așa mai departe. Criza energetică. O altă lovitură dură pentru afacerile globale, să spunem, pentru că orice agent economic se gândește de două ori să aducă ceva de foarte departe, pentru că costurile de transport s-au crescut foarte mult. Deci toate astea sunt, să spunem, niște lovituri date oricărei industriei și oricărei societăți. Se vede asta în economia europeană, se vede prin scăderea veniturilor, se vede în multe, multe părți. Dar care este conexiunea cu domeniul nostru de securitate? După părerea mea, în clipa în care ai tulburări sociale, ai recesiune, ai situații mai grele, apar și amenințări de securitate. Interne, externe. Nu neapărat mă gândesc la război sau altceva, dar situația economică precară duce la insecuritate. Atunci, toți agenții economici, toți oamenii care gândesc un pic și analizează situația și au măsurile adecvate de protecție. Eu nu vorbesc strict de protecția bunurilor. Protecția vieții este, evident, mult mai importantă. Deci, un incendiu, o. Un cutremur, că am avut unul azi dimineață, poate produce incendii și Iar mai departe. Incendii avem zi de zi, a spune. Pot produce pagube. Toate astea nu pot fi, să spunem, diminuate efectul lor decât prin măsuri adecvate și, în special, nu poți să le faci cu personal pe toate, ci unele se fac prin mijloace electronice adecvate. Colegul meu o să vă spună cât de important este ca o clădire, o fabrică, un bloc de locuințe sau o parcare subterană sau un magazin să fie protejat și care e importanța costurilor care le avem din prevenție, care de regulă sunt de 80 ori mai mici decât costurile producerei unui eveniment să încerci să-l despăgubești sau ceva, cât de important e să ai echipamente adecvate, tehnologie adecvate și performante. Și atunci, vă rog, Alexandru Mateiciu că... Mateciuc... Vorbea domnul Șoricuț, iată despre cât de important este să ai materiale adecvate și, până la urmă, cui se adresează, dacă pot să spun așa, domeniul acesta al securității, pentru că ne privește pe toți. Dacă Dacă vorbim în special despre detecția de incendiu, giritorul și român și european a prevăzut cadru clar pentru supravegherea spațiilor cu sisteme de detecție și de stingere a focului. Important este. Ca aceste prevederi să fie respectate de către beneficiarii final, pentru că ele sunt luate aceste măsuri, evident, în beneficiul lor și am văzut de fiecare dată când s-a întâmplat câte o tragedie, că orice compromis realizat în, în, pe parcursul construcției clădirii se, se atrage repercursiuni în cazul unui eveniment nedorit, adică se pot face pierderi de vieți omenești sau. Importante pagube materiale. La partea aceasta cu sistemele de detecție, incendiu și stingere, cadrul pentru produse este deosebit de strict. Produsele sunt testate și certificate, se află într-un registru unic aceste produse. Chiar acum, de curând, a fost un caz în care pe piața europeană a fost introdus un produs neconform în magazinele de bricolaj. Un detector de fum de sine stătător, un produs neconform care nu asigura funcționalitatea. A fost retras acest produs? Sau? Încă în momentul de față se investigează și se caută sursa cine a plasat produsul pe piață, pentru că plasarea unor asemenea produse pe piață implică un risc, implică un risc operațional. Și atunci, în momentul de față, să spunem, suntem într-o situație neplăcută în care un produs a ajuns în casele utilizatorilor și acel produs nu are certificările necesare și nu poate asigura funcționalitatea pe care îl descrie în prospect. De aceea, acest, de, de aceea la Brigada de Pompieri există un, speci, un serviciu specializat de supraveghere a pieței care verifică seria produselor și dacă ele se află pe această listă a produselor certificate. Pentru că aceste produse se testează în laboratoare acreditate pe teritoriul Uniunii Europene conform unui standard de produs. Ca să dau un exemplu, nivelul de fum care declanșează un detector de fum e un prag de obturație pe care trebuie tu să-l atingi nici mai devreme și nici mai târziu, astfel încât să existe un răspuns uniform al produsului în piață. De aceea. Beneficiarul trebuie să se asigure în primul rând că are un produs conform și în al doilea rând să îl testeze și asigure servisul și mentenanța conform legislației, pentru că și aici legiuitorul a venit și a specificat în mod clar care sunt perioadele intervalele în care se fac reviziile și felul cum acestea trebuie făcute. Deci toate lucrurile acestea sunt prevăzute în de în detaliu. Legislația se referă la agenții economice și la clădiri publice și la clădiri, mă rog, să zicem, proprietarilor sau blocurilor. E vorba în primul rând aici la ca să, ca să intrăm în detaliu foarte bună întrebarea e în primul rând legat de regimul de înălțime și modul de utilizare al spațiului. Dacă este exclusiv comercial sau de birouri, clar, el trebuie prevăzut cu sisteme. Dacă există iarăși cadru mixt în care există blocuri de locuințe și comercial, sunt anumite spații care supraveghează cele cele comerciale de la parter sau în interiorul clădirii, dar la clădirile foarte înalte se supraveghează spațiile la clădirile înalte se supraveghează spațiile comune, iar la cele foarte înalte, chiar dacă sunt de locuințe, supraveghează trebuie să fie integral. Da? Deci, dacă se depășește regimul de înălțime, în toate casele trebuie să fie detector de foc. Între puțin, Bro. care e legătura cu înălțimea? Ca să fie clar, cu cât e înălțimea mai mare, cu atât intervenția e mai greoaie și riscul e mai mare. Și atunci, înălțimea este evident un factor care te face să ai un sistem mai bun pe o clădire mai înaltă un factor de cu riscuri de... mai mari. Da. De aceea și pe clădirile foarte înalte, până la ultimul etaj, sunt obligatorii acele sisteme de stingere cu apă. În limbaj popular, denumite sprinklere, da? astfel că se asigure o fază incipientă de stingere dinainte să, dinainte să sosească pompieri. Da? Și acest, să spunem, cadru mixt în care sunt clădirile mixte, asta reprezintă de obicei riscul cel mai mare și atunci ele trebuie supravegheate îndeaproape. Bun. A, aflăm principiile și legislația în general, nu intrăm acum în amănuntele legislației, da. că nu, nu avem nici timpul necesar. Dar știm măcar că această, acest tip de legislație există. Se și aplică, nu, domnule Șoricu? Da, avem... se, se aplică pentru că, după cum știți, dacă un imobil, o clădire, necesită să fie autorizat din punct de vedere de securitate la incendiu, implică o întreagă gamă de măsuri, atât constructive pentru clădire, cât și echipamente, cât și dotări. Dar vreau să punctez aici un pic un aspect care mulți oameni de afaceri nu îl înțeleg foarte bine în domeniu. Adică investiția în echipamente de securitate este o investiție în securitatea proprie, a vieții tale și o securitatea socială. Nu este un neapărat un cost. Să luăm așa, de exemplu, aveți, dumneavoastră sunteți un agent economic și aveți o hală în care desfășurați o activitate productivă, se produce un incendiu. Aparent aveți o asigurare și ați rezolvat problema, sunteți despăgubit pentru ce s-a distrus. Ce se află în spate? În spate se află, de fapt, și alte aspecte care devin neplăcute pentru noastră. Asiguratorul nu vă despăgubește dacă n-ați respectat legislația în vigoare. Pe de altă parte, nu sunt numai pagubele directe, ca o ars X, Y, Z obiecte. Sunt, ați pierdut piață, concurența va ocupa segmentul de piață, nu veți putea produce pentru un interval de timp. Deci, practic, după un incendiu major, statisticile arată că 55% din societăți nu și mai revin niciodată. Deci, la asta te gândești tu ca investitor bun, tu ai core business-ul pe IT sau pe prelucrări de metale. Nu stă capul ție să te gândești la sisteme de securitate. Bun, nu știi. Eu înțeleg acest aspect. Nici eu nu sunt bun la medicină. Când mă pui să-i scot apentricul la unul, nu o să fiu în stare. Îl omor. Deci, ideea este apelezi la ăla care știe. Domeniul ăsta e un domeniu de niș, la specialiști. Exact. Și să dau un exemplu apropo de asigurator, un exemplu foarte interesant pe care eu l-am întâlnit în activitatea mea. Un site industrial de foarte mari dimensiuni din România primește de la asigurator ca stimulant o reducere a primei de asigurare anuale pe care trebuie să o plătească primește un discount în dublu sumei pe care beneficiarul o investește în sistemele de protecție la foc. Ok. Da, deci, deci are sens și economic. Are sens da. și economic, adică asiguratorul, în primul rând, el având interesul să nu despăgubească... Deci cu cât investești mai mult, cu atât asigurarea prima e, mai de asigurare. e mai ieftină, să Da, spunem. exact. Prima de asigurare este mai mică. Deci e un exemplu mai mult decât Ne putem uita și în domeniul rezidențial. Deci în Statele Unite, când s-au introdus detectoarele de gaz pentru populație, deci pentru uz rezidențial, la asigurare, li s-a dat o deducere în valoare de jumate din costul unui detector pe an. Deci tu în 2 ani îți acoperi investiția, după care pur și simplu fiecare an aveai reducerea respectivă și erai protejat. Și s-a observat o scădere cu 55% a ratei deceselor din cauza de intoxicație cu monoxid de carbon. Deci au lovit în N locuri și așa zis a pierdere ca dată această reducere, a fost, de fapt, un câștig social pentru că n-au mai murit oamenii. Aia. Discutăm de 3-4 mii de oameni anual. Adică sunt un cost pentru societate, că moare un om pregătit care ar fi fost util societății pe un interval de timp. Completând la detecția Vă... casnică, că asta este foarte importantă, poate, pentru majoritatea ascultătorilor noastre, Există două teme care sunt, să spunem așa, una mai, chiar mai amuzantă. Există, de exemplu, partea asta de ce spunea domnul Șaricuț, vis-a-vis de detecția de monoxid și de gaze, care există obligatoriu și la noi în bucătării, sau dacă există instalate centrale da, termice. Da, Chiar există și la mine în bucătărie, să Da, și există pe piață diferiți senzori, ca să dau un exemplu, de o calitate mai slabă, care nu au o selectivitate corectă vis-a-vis -vis de gazul pe care trebuie să-l detecteze și dacă se gătește cu alcool sau oțet, acel detector se declanșează și gospodina rămâne fără gaz la plită din acest motiv. Deci a fost foarte delicat, colegul meu. Deci dacă faci o țuică fiartă, adică gătește cu alcool. Se poate deci, întâmpla, nu? Așa, da, pentru că fiind, dacă este un detector cu un cost redus, nu are selectivitatea la gaz. Să deosebească, Să deosebească foarte bine procentul de gaz la care, la care trebuie să declanșeze. Aici ajungem tot la specialiști. Până la urmă, da. specialiștii trebuie să urmărească exact. și sau să le verifice. Nu? Da, și suplimentar, în România, vis-a-vis -vis de detecția de fum în locuințe, în ultima variantă de amendarea normativului pe 118 cu 3, a intervenit obligativitatea dotării masardelor de bloc care sunt peste etajul 4 și uh, unor spații de cazare până la 12 camere, dacă nu mă înșel, uh, dotarea cu acest de detector de fum autonom. În unele țări din vestul Europei, acest detector de fum casnic, uh, pe bază de baterie, cu o instalare ușoară și cu o sonerie locală de mare putere, sunt obligatorii inclusiv în dormitoare și în spațiu comun, adică în hol unde există posibilitatea cea mai bună de a fi detectat. Eu mi-aș dori ca legiuitorul să introducă și la noi această obligativitate, iar să spun, ca să dau exemplu, pompierul în Germania îți vine în casă să vadă dacă acel detector de fum în dormitor și mai ales dormitorul copiilor funcționează. Pentru că se pot întâmpla accidente, părinții sunt în bucătărie, în living și copilul în dormitor poate să, să facă un accident. Pentru că suntem înconjurați de atâtea electrocasnice, de electronice, ele prezintă un risc la incendiu, pentru că orice produs, printr-o supratensiune, o vărsare de lichid în interior poate să producă. Nu fim răi să monopolizăm lucrurile doar pe partea de incendiu. Ar fi bine să spunem faptul că, poate, dacă vine ca importanță, pe locul 2, și partea de securitate antiefracție, deci împotriva furturilor, împotriva violențelor. Gândiți-vă ce efect descurajant are un sistem video care înregistrează 24 cu 24 asupra unui hoț. Știe că va fi văzut, știe că va fi înregistrat. Preferă să se ducă acolo unde nu există acele mijloace. Deci, de domeniul e mai larg, așa cum spuneți. Vorbim de infracție, vorbim de, iată, protecția împotriva incendiilor, siguranța fizică, nu. Protecția deci avem, persoanei până la urmă. Ați lucra la o bancă dacă ați ști că nu sunteți protejat de niște sisteme care să cheme intervenția să facă dacă vă atacă cineva? Eu n-aș lucra. De acord. Doar să reamintim, suntem la Business On Air, discutăm astăzi despre. Nu doar despre un concept, ci și cum se aplică el în viața noastră de zi cu zi, și anume tehnica de securitate, protecția împotriva unor fenomene și a unor situații neprevăzute și complet nefericite, împreună cu Alexandru Mateiciuc, este membru în Comitetul Director și Vicepreședinte al Asociației Române pentru Tehnică de Securitate, și cu domnul Cristian Șoricuț, membru în Comitetul Director RTS. Domnule Mateiciuc, Vorbim foarte des în ultimii ani despre dinamica schimbărilor, despre intrarea tehnologiei în viața noastră. Din acest punct de vedere, acest sistem de securitate, tehnica de securitate, de cum este el, să zicem, inclus în această schimbare a tehnologiei? În primul rând, noi, la 2 ani de zile, Asociația organizam împreună cu Romexpo un un târg care acum doi ani n-am avut posibilitate decât să-l susținem din de pandemie. Din de pandemie să-l susținem doar online, în care noi ne-am construit standuri virtuale. A fost, să spunem, interesant, dar și poate amuzant <laughs> să, să da, construim da, asemene, așa, să ne construim așa, deja realități, să ne construim Victor. deja realități virtuale paralele. Săptămâna viitoare va avea loc la Romexpo în perioada nouă. 11 noiembrie, ceea ce înseamnă de miercuri până vineri, avem a, a organizat acest TIRC, se numește Romanian Security Fair. Da? El se e va fizic organiza. acum, este evenimentul. în varianta fizică. Da. Este în locația nouă a lui Romexpo, în pavilionul B2. Este în paralel cu târgul de turism, deci așteptăm un număr mare de vizitatori. Și și... Într-un fel, mă rog, pe capacitați unii pe ceilalți, să zicem. Pot face turism la târgul de securitate. Da. Ok. Dacă nu își permit o vacanță scumpă noi, noile condiții de tarife, atunci okay. poți să-și un sistem. Sau de securitate. dacă vor să plece de acasă, trebuie să aibă casa securizată. Evident, mai bună, mai bună punctare, da. Cui se adresează, ca de obicei? Este este un târg mai, mai multe mai multe un public simtă mai larg, sper, da. da, în primul rând se e un târg adresat profesioniștilor și nu mai el mai nou se adresează și beneficiarilor final și chiar persoanelor fizice, o să enumăr puțin mai târziu de ce este acest caz. Mm -hmm. uh, ei la expoziție participă firmele producătoare, participă distribuitori de echipamente de securitate, integratori, deci firme care instalează, prestatorii de servicii conexe, pentru că în acest domeniu sunt implicate mai multe categorii profesionale, inclusiv evaluatori și, să spunem, proiectanți. Deci, proiectanți, experți din... Din vor fi și ei la târg autorități. Asta ne arată cât foarte complexe. Important. este da, da, da. această... da. Și asociația asiguratorilor, un SAR, va avea și ea un, va avea și ea un, vorba un stand. Societățile de, de asigurare, da, da? Da, da. care colaborați, înțeleg? Sau... Avem un, și cu ei un protocol de colaborare pe care îl fructificăm și cu această ocazie. Noi organizăm împreună conferințe, chiar am avut de curând una, și ei, au și ei un stand pentru a-și promova serviciile în cadrul expoziției noastre. Bun. Ca domenii abordate avem efracția, avem detecția de incendiu, avem sistemele video, sistemele de control acces, deci sistemele de protecție mecanică, discutăm de despre. SEIF. paletă, da, da, Protecție exact. perimetrală, deci absolut tot ce ține de securitate. fizică, firme de pază, deci o să fie toată pleiada de, de, de specialiști în domenii. Bun. Care sunt așteptările, domnule Șoricuț? Și de la acest eveniment, dar în general vis-a-vis -vis de piață, în, pentru următoarea perioadă? Deci, referitor la acest eveniment, așteptările sunt mari. Și vă spun de ce, după perioada asta de pandemie, în care ne-am văzut relativ puțin, specialiștii din domeniu, experții pe foc, pe fracții, toți cei care lucrează în domeniu, vor să vadă noutățile care, pur și simplu, avem patru ani de când nu le-am văzut într-un târg în România. Chiar dacă tendința la nivel mondial este de reducere a târgurilor ca amploare sau ca asta am văzut în târgurile de anii trecuți, înainte de pandemie, acum la noi există dorința acerbă atâta a firmelor să prezinte ce a apărut nou în această perioadă, să arate tehnologii, să arate de ce sunt mai bune pe piață. Pe de altă parte, toți specialiștii vor să vadă ce a apărut să le folosească în viitoarele proiecte și în Credeți-mă, noi încercăm și prin revista Asociației, prin Alarma, prin Mijloace Multimedia, pe site, noi încercăm să facem o educație socială. În sensul încercăm ca oamenii să înțeleagă că nu sunt rachete spațiale, sunt lucruri obișnuite, la fel cum acum poate 30-40 de ani un televizor să zicem era neobișnuit într-o casă pentru că erau puține. Gândiți-vă că acum sistemele ne întâlnim cu ele peste tot. Deci, dacă vă. Eu vă spun, aș avea un pic o strângere de inimă să intru într o restaurant sau într-o sală de cinematograf să n am niște sisteme care să mă păzească. E, e firesc, e normal, da, nu e nimic. Le de vedem, o să vedem de la camerele de luat vedere că le vedem mai discret sau Vă spun că nu o să le observați pentru că nu lucrați da, în domeniu, dar eh, mi se întâmplă de multe ori să intru într-un mall sau să intru într-o. Magazin și le. Îmi sară noi, pentru că e de formație profesională și le văd. Deci, eu le simt prezența și, sincer, mă simt mult mai safe când intru într-un spațiu care are protecție. Care este tendința, domnule Mateiciuc, legată de populație, să spunem, de cetățeni? Cum se raportează ei la, acest, la această nouă situație, dacă o putem numi nouă? În primul rând, Persoanele private în momentul de față încearcă și pe fondul creșterii prețurilor, și pe fondul evoluției tehnologiei și educației digitale a populației, încearcă să-și instaleze sistemele de, unii, de unul singur uh -huh. și în acest sens există o creștere a vânzărilor echipamentelor din gama do-it-yourself pe care persoanele le pot instala singuri, le pot pune, de exemplu, în funcțiune cu ajutorul telefonului mobil, le conectează împreună, le conectează la internet și pot să primească notificări, mesaje sau imagini de la uh, propria ei casă. Da? Sună bine până la un punct, nu? Adică până la momentul în care am nevoie de totuși, de un specialist, de un expert să... Nu, sau să respecte legislația. A, sau... ah, să și respecte legislația, da. Deci, legislația Dar... spune clar uh, domeniul reglementat unde își face efectul. Deci nu poți, de exemplu, ai un magazin să-ți faci do-it-yourself. Nu. Deci acolo trebuie să ai licență, să ai tot ce trebuie. Dar ai o casă în exact. vălenii de vale, să spunem așa, da. acolo poți să-ți pui un sistem minimal, care cu costuri minime, n-ai pretenții foarte mari, dar își va face cât de cât un efect. Exact. Da, pentru că din punct de vedere practic, chiar dacă, să spunem, nu neapărat convine specialiștilor, o mare parte din cota de piață pentru sistemele de fracție deja virează către aceste sisteme do-it-yourself, iar pe partea de video se spune că deja cota ajunge undeva la 20-30% în sisteme instalate în, să spunem, în regie proprie do-it-yourself, echipamente care se cumpărate din magazine online sau din, magazine sau da. din Vreau să punctăm, magazinele de bricolaj. Să da? punctăm un lucru, să nu ducem unii oameni în eroare. Pe partea de securitate fizică, discutăm de sisteme antiefracție, sisteme video, instalarea fără autorizație, conform HG301 și a legii 333, este interzisă. Deci dumneavoastră nu aveți voie să instalați al acasă un sistem nefin licențiat și autorizat de poliție. Apar alte probleme, alte nuanțe care trebuie... Pentru dumneavoastră acasă puteți să vă faceți singur ceva, dar nu la altcineva. Apar alte discuții, deci apare posibilitatea ca cineva să folosească informații din interior, calitatea omului care face, pregătirea tehnică și profesională, dacă are cazier, nu are cazier, sunt alte aspecte care nu trebuie să... Deci do it yourself se referă, îți faci pentru tine. Pentru da. tine poți să e faci de reținut, acest. și nu dai pe afară. Adică asta e curtea mea, nu dau pe afară, nu dau pe spațiu public, nu registrez vecinii, nu fac niște lucruri care nu trebuie să le fac. La sistemele profesionale se observă clar o tendință de virare către tehnologiile IP, către digitalizare, analiză și automatizări, funcții care vin să compenseze factorul uman ca și calitate și număr. Da? Pentru că, în momentul de față, toți ne confruntăm cu lipsa de personal în domeniul profesional și atunci tehnologia și aplicațiile software de analiză, de big data, vin să compenseze acest. Să spunem această nevoie a beneficiarilor finali, mă refer la gama profesională, în așa fel încât să se creeze sisteme de raportare automată, de depistare a unor comportamente evazive sau dubioase sau periculoase. Deci există, în momentul de față, algoritmi ce țin de detecție video, ce țin de comportamentul uman, care pot să fie depistat prin sistemele video și nu numai. De exemplu, și un sistem de detecție incendiu poate să ceară anumite, să se facă anumite mentenanțe preventive, să facă calcule în așa fel încât ce, firma de servici și mentenanță să știe că la o anumită dată, când se prezintă la service, are nevoie de un anumit set de componente pentru a aduce sistemul la conformitate. Deci se lucrează intensiv la prevenție. Bun, pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, iată cât de repede a trecut timpul, întrebarea cea mai complicată, cea mai complexă și la care sigur răspunsurile sunt multiple, este cât de mult ne costă un, instalarea unui astfel de sistem ca persoană fizică și în calitate și pentru companii? Sau poate e bine să discutăm și în, acest, în această zonă și atenția la prețul cel mai mic. Uneori suntem tentați să mergem pe prețul cel mai mic, există un risc, prețul cel mai mic nu totdeauna înseamnă și cea mai bună soluție tehnică sau cu siguranță nu e cea mai bună soluție tehnică. atunci am să vă rog, domnule Șoricu, și... Acum o să vin cu o explicație, să zicem, mai puțin ortodoxă. La american lucrurile sunt simple. Cât costă? 5% din ceea ce protejezi. Protejezi Ford Knox, te costă 5% din valoarea lui Ford Knox. Protejezi o căpiță de paie, te costă mai mult decât funia care lega câinele. Deci, Depinde ce protejăm. Evident că dacă sunteți un agent industrial care are o fabrică pe 10 hectare și are probleme și pe detecție incendiu, și pe securitate, și pe să nu-i fure segmenții cu pisica peste gard și așa mai departe. Deci, chestiile astea implică niște costuri securitate. Gândiți-vă că sunt, să zicem, tot probleme de securitate și protecția unei baze militare. Acolo alt risc. Nu vine să fure roțile de la camioane sau motorina din rezervor. Deci vine să facă ceva rău. Și atunci costul poate nu mai este relevant cu valoarea de întrebuințare a bazei militare. Deci poate să coste mult sau puțin. Situațiile sunt foarte diferite. Dar ca logică, nu costă foarte mult. Un apartament de securizat costă de ordinul sub 1000 de euro. Un apartament, o casă poate să fie 2000, poate să fie 3000, depinde cât de mare e mm. și ce se dorește de la sistem. Dar v-am spus, cel mai bine să se apeleze la un specialist să-i facă o cotație, nu la 1, la 5, să vadă ce îi se oferă, să vadă că toți sunt autorizați să facă lucrurile alea, nu la neavasile din sat care schimbă becuri. Nu, nu e o idee bună. Și atunci compar 5 oferte, economie de piață până la urmă. Important este să Rău. se compare și documentele care însoțesc, cu care vin produsul. Mă refer aici fișa tehnică, caracteristicile și certificările de care el dispune. Pentru că uneori un preț scăzut poate să de faptul că acel produs este la sfârșitul vieții. Îl cumpărăm și nu mai găsim suport pentru el. Bun, sunt multe lucruri. În concluzie, cred că cei care sunt interesați pot să vadă la fața locului felul în care pot obține această variantă de securitate sub diverse forme. însemnă în fața lor locul la Romania Security Fair 2022, 9 11 noiembrie la Romexpo. O concluzie va juca domnule Matei Ciuc și apoi foarte scurt și domnul Șoricuț. Îi așteptăm pe toți să vină să ia pulsul concurenței. E locul și timpul cel mai potrivit. Mulțumesc, Cristian Șoricuț. Eu o să fiu un pic filozof și o să spun dacă nu, vă gândiți că nu există amenințări de securitate, mai gândiți-vă odată. E în interesul dumneavoastră să fiți protejat. Vă mulțumesc pentru participare. Au fost alături de noi astăzi Alexandru Mateiciuc, membru în Comitetul Director și Vicepreședinte al Asociației Române pentru Tehnică de Securitate, RTS, și domnul Cristian Șoricuț, membru în Comitetul Director, RTS. Ne oprim astăzi aici, ați ascultat Business On Air. eu sunt Constantin Rudnicchi și vă invit ca de obicei. Să rămâneți pe RFI, vă doresc toate cele bune!